Vom depune moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură e și mai aproape. Vom intensifica negocierile astfel încât să mărim șansele de adoptare a unei moțiuni de cenzură. După demisia Ministrului Afacerilor Europene, nu că ar fi fost pregătit acest guvern pentru a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. După raportul MCV, după rezoluția din Parlamentul European, devine din ce în ce mai evident că acest guvern nu are capacitatea de a exercita în condiții optime, în beneficiul României, președinția Consiliului Uniunii Europene și că este absolut necesară o schimbare de guvern. O vom depune în momentul cel mai potrivit. Vom discuta cu orice parlamentar din actuala majoritate guvernamentală pe care îl putem convinge că este în interesul fundamental al României să pună punct acestui regim condus de Dragnea și de Tăriceanu, care face un rău imens României. Cine ar trebui să vină la guvernare? Orice formulă de guvernare este mai bună decât actuala formulă de guvernare. Cu siguranță, obiectivul fundamental care îl avem în această sesiune este să dărâmăm acest guvern și fie să ajungem la alegeri anticipate prin formarea unui nou guvern, fie să încercăm negocierea unei formule de guvernare cu un sprijin parlamentar cât mai larg, care să aibă capacitatea de a exercita în bune condiții președinția Consiliului Uniunii Europene.